Salutare tuturor benzinaților la un episod de Sam, bă băieți. N-am mai văzut de ceva timp și am zis, bă, mai am 3% combustibil, aoleu, am uitat mașina pornită. Fuck, mi-am făcut niște setări la OBS și mi-am uitat mașina pornită și s-a consumat combustibilul. Nu! Hai mă că ajung că e aproape. Da, am avut azi work cu Rifa și cu Red Dragon Triads, pierdute amândouă ca de obicei, ceva normal la noi în facțiune să pierdem. Da, ce să zic, sunt aproape de rang 5, am vreo 100 și un pic de zile. Da, am vrut să dau demisia, știți și voi, adică chiar am depus cerere de demisie ieri. N-a fost acceptată până azi și am zis, bă frate, zic și ăștia să nu mă las, adică nu să nu mă las, oricum nu mă lasam, eu vreau să intru în PD alături de Răzvi. Dar am zis, frate, știi ceva, hai mă, nu ne lăsăm azi de San Fran, nu ne lăsăm azi de... Nu știu, totuși, rank 4 e ceva, adică am stat 100 de zile, 3 luni și un pic, frate, în oricine stă 3 luni într-o facțiune men, așa, fără FV, fără AV, deci n-am avut absolut nicio sancțiune. Bine, amenzi de minus 5 la oră am avut, dar alea sta amenzi de minus 5 la oră, nu sta amenzi că am făcut nu știu ce, că am spamat sau ceva, pur și simplu, am avut și o zi mai proastă la oră, dar... N-am avut, frate, să stai 3 luni fără nicio sancțiune, am unii care, sunt unii, frate, care au FV la rank 1, ești nebun. La rank 1 FV n-ai pui mei, intri în facțiune și deja în juri pui mei sau faci prostii, cine face mă, aoleo mă nimerește de la distanța asta, o să vină după mine Bulangiu, hai să fug repede, o iau pe aici repede, că o să vină după mine, că face de mine Bulangistul, dar nu mă mai prinde, salpa te o iau pe aici, că el s-a dus încolo, cred nu mă mai prinde, nu mai știe pe unde m-am dus, l-am indus în eroare. Da, băi, o să încerc să postez din nou zilnic Samba, adică nu știu, să mai fac și o timp, uite, nici orele nu le-am făcut, frate, uite, 11,7 ore jucate în 24 de zile, men, 11 ore, aia înseamnă mai puțin de jumătate de oră pe zi, 20 de minute pe zi dacă am apucat să intru, și alea la oruri, 20 de minute pe zi. Uite-l, mă, pe Bulangista, aoleo, e din Red Dragon, traie de puii mei. Și are voie să facă de me, că dacă suntem din mafii, dacă suntem din mafii și sunt mafii diferite, are voie să facă de me pe mine, fuck! Mă bâzi asta în videoclip drecu. Ce prost s-a aruncat din mașină lol. Cui, cum? Lol. S-a aruncat din mașină, nici nu a apucat să arunce bine că deja trage. What the fuck is wrong with you, man? Oricum, ăștia din Red Dragon 3 sunt paletari. Adică eu am fost și 3v1 și am luat pe toți, dar faza e că avem noi, nu lucrăm în echipă. Bă, cred că are find pe mine asta, expresia. Băgam-mi aș cioaca. Are fain pe mine, asta e nasolul mafii, că poți să facă ea din alte mafii DM pe tine. Dacă ești polițist, fac și mai mult DM pe tine, dar le dai un zeci, se aude sau liniști băieții. Și era azi unul la oră, frate, care era în jail și tu zicea, băgă-mi ești piciorul unii de polițiști. Și se sudoftiga pe acolo, frate, ce să-ți fac dacă faci DM și chestii de astea? Da, pui mei, bă, dar nu mai scap de asta, așa e? Unde e? Hai să fug direct, nu mai aștept. Îi dau avantaj. Dacă mă întrebați acum, este modul ăsta lui Mazoku, frate, am căutat și eu, adică abia mi-am băgat și o Windows 7, pentru că Windows 10, pe Windows 10 nu merg modurile ca lumea, jucam cu Sampu Default, frate. La War-uri cu Sam Default scoteam scor de minus 10. La, cu modurile astea am scos doar scoruri de plus 3 și plus 2. Două oruri am avut azi, în 1 plus 3, în 1 plus 2, frate. Și eu zic scor destul de bun, părerea mea, având în vedere că aveam 15 kg și vreo 17, nu vreo 17, vreo 13 deaduri. Adică e una să ai 2 kg și 0 de duri și una să ai 15 kg în puii mei, știi? Sau 17, nu știu câte kg am avut direct, dar am avut multe kg. În unul am avut 12 kg și 10 de duri și într-unul 15 kg și vreo 13 de duri, nu mai știu exact. Sau 12, nu mai știu, mă, direct cum mă interesează. Eu mă mir cum mă nimerea ăla atâta, frate, cu... Stai să nu se dau și de shit aici. Bă, dar are fain pe mine, cred. Ar fi la mafie, să nu poate să dea altul din altă mafie fain pe mine, că așa vine și face de me, exces drept și are voie, nu ești lângă, a, bine, frate meu. Că așa poate să mă terorizeze, tip. Ia ce schimb 251, băgăm pe, nu, 271, m-am încurcat pe lui Rider, ia uite aici bus. Bă, deci modurile astea sunt blane, deci mazocule, mâncați aș gura, tare cu niște moduri, frate, nici mod pe cola meu de Hike PC nu a fost așa de fain. Adică, nu știu, unele moduri, uite, mapa, deci mapa, știi ce o să fac? O să fac o mică modificare, o să-mi bag, this is it, bă, o să-mi bag, ăsta, nu știu cum se zice, nu-mi vine acum,
de player o să mi-l facă la, știi, săgeata aia care îmi place mie. O să vedeți în episodul următor despre ce vorbesc. Ăla e singurul lucru care, nu că nu-mi place, că modurile sunt blană bombă, frate, dar nu că nu-mi place așa, dar îmi place mai mult aia, știi? Păi ce să facă la ora asta? Păi să... da, deci rank 5 au cam în 2 săptămâni. Nu, de fapt, stai. Deci o lună de rank 4 fac în 25. Adică mâine fac. Și mai 2 săptămâni. Deci cam în vreo 15 zile ar trebui să iau rank 5, ceea ce e super, super. Pentru că pe Bizon rank 5 n-am mai avut niciodată. Doar pe Bug n-am mai avut, dar pe Bizon niciodată n-am mai avut rank 5. Și bine, nu-i singura chestie că poți da o FVR. Și cam atâta cred că poți face în plus față de rank 4. Față de rank 4. Și cred că să... Da, evidența poți să o faci și de la rank 4. Stați un pic. Gata. Da, deci cam atâta. Cred că doar FVR-ul l-am în plus. Dar FVR-ul chiar mă avantajează la Warlol. Că avem, frate, deci casc. Eu luat-l și pe... Nu știu, cred că dacă e pe server, nu e pe server. L-au pus, mă, ăsta la culcare. Scuze, bă. Așa, și... Frate, îi ziceam FVR de 50 jur spam, frate, la ori. Că ia bulangește, ia mă, motoarele. Bine, nu-s bulangi, ia motoarele. Zic așa, ia motoarele astea, nemâncați toate mașinile, frate, știi? Se duc și le lasă pe turf. Și omul nu dă FVR. Eu îi zic FVR așa spamam. Mă rog, nu ar. FVR, uite așa, dădeam în continuu. Și nu dădea. Păi, te enervezi, așa ai tu rank 5, știi că îți dai ție FVR și aia e. Dai un FVR acolo. Na, puii mei. Eu v-am zis, asta e mafia mea de suflet, practic. N-am mai... Să mor eu de... Am mai stat vreodată... Bă, 100 de zile, mă. Am mai avut în vreo facțiune 100 de zile să mor eu. Nu cred. Bine, pe Bizon, că... Dar nici pe Baghe nu cred că am mai avut, mă, peste 100 de zile. Ba nu, mă, peste 150 n-am mai avut, că am mai avut și 150 de zile, dracu. Dar peste 150 n-am mai avut. Cum ar fi, stau aici 150 de zile, ma. Cât ar veni? 3, 4 luni? 5 luni ar veni, frate. Deci 150 de zile, fix 5 luni min. Ma. Să stai 5 luni, frate, în facțiune, ești nebun. Ba, mă, 150 de zile, 5 luni, cred că-s, nu? Da, cam 5 luni, pe acolo. Bă, ești nebun, trebuie să fii veteran să faci chestia asta, frate. Adică majoritatea nu se abțin la înjurături și chestii de astea, știi? Mai ales când vine unul pe târf, îți dă perete, zici tuți neamul tău și ți-e la FV. Deci, uite-l, mă, ce se bagă. Aoleu, aoleu, serez. Serez, am zis, predă-te, bulangiule, ce ești. Am zis, să te predai. Bă, mi-a luat și mie fo mașina, bă, 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 bă. Mi-a luat fo... Păi, trebuia să intru. Nu, intră, fac. E get gift cumva. E, nu este... A, ok. Băi, stai, bă. Bă, ia-mă și pe mine în zbor. Bă, nu, bă, bă. Așa, bă. Măsă. Dumărind car. Nu vreși ca civilii pârliți de mărent. Am vezi, îmi dă eject și pleacă. Am mai pățit cu ăștia. Le-am zis, dumărent, care mi-a dat eject și-o plecat. A, o, mă, să... A, mi-a lăsat mie, serios? Ai de 45, stai ce level are? A, 41, m-am gândit că e ceva de la de level 4, în pui mei, cu... Bă, sper că nu o plecat în casă să facă ceva și... Iau un cicior de infernul, sunt ca un bulangiu, bă. Mamă, știu că mi-a dat cineva, frate, să dau gâ. Nu mai fac de astea oricum, că nu sunt bulangiu, dar știu că mi-a dat cineva să dau gâ, mi-a deblocat mașina și eu am ciordit-o și am fugit cu ea, bă, și-mi trimitea mesaje că am stat vreo jumătate de oră cu ea și-mi trimitea la mesaje, bă, frate, tu ești pe din mașină, te rog, și mă implora și până la urmă m-am dat jos. Dar să mor eu, frate, deci am avut cazuri în care am mers cu mașina personală, eram school instructor, știi și voi. Și am mers cu mașina personală să dau licențe, frate. Băi, mâncați, aș mi-a furat unul mașina, cred că a stat 5 ore neamă. Și nu exagere. Bă, a stat AFK, nu știu, și a băgat autoclicker să nu-i dea, nu știu ce a făcut, dar a stat 5 ore men în ea. Bă, deci m-am ofticat că atunci aveam doar bulletul. Știți că la un moment dat, adică bine, când m-am apucat de server recent, a venit Mari și mi-a dat bulletul ăla, știți? Și doar ăla l-aveam, că eram sărac pe server. Acum am Infernus, ce am Infernus, NRG, Tampa, Sultan, Tampa e din Quest. Da, mai multe mașini acum, știi, dar atunci eram sărac, frate, și aveam doar bulletul ăla. Mamă, și o stat la 5 ore m-am enervat, mă. Bă, deci cred că am avut neri, deci de atunci nu mai dau niciodată, nu mai deblochez mașina personală să intre cineva. Niciodată, poate să fie și
Iohannis în pui mie să se fie apucat de Samp și să zică, frate, dă și mie să dau gâzul, mă, la rent. Nu i-aș debloca mașina. Să mă, așa aveam credere, mai am încredere în nimeni. Îți fură mașina, mă, și stă în ea. Și unii triști, mă, deci și-a lăsat calculatorul pornit cu autoclicker și o săptămână să stea, mă, în mașina ta, ești nebun. Te distrugă ea, mă. Stai să mă să depozitezi și pe banii ăștia în bancă, că am 100K de pe worduri. Bă, într-un fel aș vrea să avem 4 worduri pe zi, cum au alții, pentru că faci 40K pe zi, e 10K pe or, primești moca. 10, ăsta, 40K pe zi, având în vedere că eu nu prea mai am chef de joburi, adică nu prea mai muncit. Înainte munceam, uite, detective skill 5, ăsta l-am făcut să-i aplic PD, fermier skill 5. Cum să ai, mă, fermier skill 5? Mâncați-aș gura, am stat ca disperat, mă, știu că eram în vacanță, mă uitam la Prison Break, pe al doilea monitor, și munceam ca disperat, mă, am stat, știu că am stat toată, deci nu exagerez în niciun fel, am stat de la 7 după amiază, adică 7 spre seară, până la 10 a doua zi, mă. 14 ore la farm am stat, mă. Și m-am uitat la Prison Break toată noapte. Cum să fim așa de disperați? Știți că la skill 3 primiți combina aia și ții doar S și apă. Să știți învârți așa combina, frate, în spate. Băi, mâncați aș gura ta. De nu am făcut la bani. Deci am făcut 1 milion și ceva în seara aia, frate. Noapte, mă rog. Băi, cum să fim așa? Deci nu știu, acum nu mai stau atâta. Plus că am avionul ăla, știți că la skill 5 la ferm îți dă avionul ăla. Și nasol, frate, cu avionul ăla. Hai să mă duc și eu, Dricu, că stau în mașina lui ăsta. Poate vrea să-i dau spam ăsta, spawn în puii mei și stau ca bulangiu în mașină. Deci, da, frate, fie câte ore am. Aoleu, 11,8 ore. Puuu, să moară familia mea. Și o să mă uit după acum, după episod, dacă i-o dat bani la ăla. Deci, unul din Rifa, hai să vă explic asta, ultima fază și încheie episodul. A fost unul din Rifa, frate. Omul s-a teleportat la noi pe turf și se uita cum merge treaba pe acolo. Și o filmam, adică am zis să și filmez că aveți la canale acolo, la canale preferate, știți să vă uneați, îți bași canale tale preferate. Aveți un canal numit Raul 2K, liniuță, dovezi and random stuff sau chestii de genul, am pus numele. Na, acolo aveți toate dovezile și toate chestiile random. Orice filmare pe care o fac la Word sau orice filmare pe Skype, Caterinca, chestii apare acolo, pentru că nu pot să spamez în halul ăla pe canalul principal. Și aveți acolo toate alea. Și cum s-o teleporta. Deci eu eram ceva de genul, veneam pe aici, da? Veneam liniștit așa, bam, bam, era unul aici, mi se pare. Și vine ăla, uite acolo în față, se teleportează așa, vine, se uită pe aici și pleacă înapoi. O secundă, cred că o să mai știu ceva de genul. Frate, mi-o mâncați aș gura ta. Cum să fii chiar așa de bună. De fapt, e că vară filmarea asta, să văd. Mi-o intrat pe Betano și folosea 100% din procesor. Ce tare! Sper că nu se... Mamă, deci dacă se vede filmarea nasol, frate, cred că... Ia, au închis admin postul. Nu, nu, stai să vă arăt pe canalul secundar. Intru pe YouTube. Stai. Aoleu, ier rip. Lasă un pic. Ia. Așa, ia uite, au venit și unul cu metalici că erau pe NRG, nu știu ce bagă, scuze, ia. Se vede? A, se vede, uite, ce că băiatul. Dovezi din morțișului mătii de incul, sunt 12 NRG și îi dă automat jos în rasa mătii de copil prost. Uite, frate, unde, ce NRG, man, uite-te. Deci, tipul, ia uite, ce NRG? Ce legătură are tipul ăsta care vine pe aici, care avea arma în mână? Ce legătură are tipul ăsta de aici care vine cu arma în mână, era cu arma în mână, care vine brusc pe târful nostru și cred că și zicea, de fapt nu, că noi nu vedem dacă o intra pe târf sau nu. Și mai era încă o fază, stați că am filmarea, cred că o am în PC, nu sunt sigur. Filmări doveze, tăcă. Dar nu, știu dracu că am 10 filmări aici, câte am? 6 dracu, n-ai de unde să... Da, puii mei, vă rog. Poate o avea, poate nu avea. Nu mă interesează. Eu i-am făcut post, sper să-și ia bani. Oricum, în Rifa scodați. Băieții, mâncați-aș.
Se fac anticipat obligatoriu, că băieții zic de nu știu cât timp, facem anticipat obligatoriu, băieți, nicio problemă, să aveți parte de oriuri, ca lumea, fără codați. Bine, frate, bine să visăm. Da, deci, ce ziceam, poate să mai fac live, adică azi vineri. Probabil o să mai fac, băi, eu trebuie să mă culc că mâine am școală. Adică azi vineri, păi trecut de ora 12, da, tot am școală. Da, deci după cum ziceam, băieți, probabil adică azi, pe la ora, nu știu, 5, 6, nu știu când o să am timp, că am și teme la meditație pe mâine. Probabil o să fac un live ceva cu CSGO, cu Dahlia, cu competitive pe noul Dust, chestii. Nu știu, văd până atunci cum o fi. Bă, sper că v-a plăcut acest episod, nici mai știu să vorbesc. Bă, deci vă anunț mâine dacă o și-o luată la ban. Că eu sunt chiar curios dacă și-au un ban. Adică, eu mi-am luat ban, că l-am omorât pe unul de pe HQ. Deci eram fix pe aici, pe undeva. Și era un tip acolo, nu știu cum, ce acolo era. Și eu l-am omorât și mi-a dat ban pentru chestia aia, frate. Căci că i-am dat prin gard. Dacă tipul ăsta nu și-a ban, eu nu mai zic nimic, frate. Că tip, ce căuta, mă? Uite, cum să fii, mă, pe aici? Într-adevăr, probabil o fi fost un bug. Nu exclud chestia asta, dar având în vedere că mai am și o filmare, dar am zis să nu-i fac post la ăla, dar poate o să-i fac. Nu că sunt post hunter, frate. Acest vehicul ăsta e NRG-ul meu, mă, adevărat. Nici nu am și uitat că am NRG, dracu. După ce că ei ne fac nabi, după ce că ei trag prin perete, mai sunt și comentatori de ăștia, frate, așa, de șmecheri, băiții. Nu mai zic nimic, frate, era un tip care ci că m-au văzut că eu l-am luat după perete și o să-mi facă post. Bă, așa vedeam și eu că trag băieții după perete când aveam un calculator de mergeam 20 FPS ori sampo, frate, fără supărare. Dar dacă ai ping-ul 500, mai vezi că trage după perete. Și de aia e bine, pentru că poate un admin care chiar crede ce zice omul ăla că ai tras după perete și vede filmarea și vede că poate el chiar s-a văzut că ai tras după perete, știi? Și ți-e bani și dacă n-ai filmare, ești pa. Ce zici, frate? Bă, a avut el lag, mă. Ce, eu n-am tras după perete, a avut omul lag. Așa pot să zic la orice să-mi iau ambele. Și deci, fără dovadă filmată de tine, n-ai ce să-i faci. Dacă tu ai filmat că n-ai tras după perete și omul ăla zice că ai tras după perete degeaba, că contează ce se vede mai clar. Că dacă l-a lăsat văzut că ai tras după perete și la tine nu s-a auzit că ai tras după perete, logic că te crede pe tine. Și nu prea cum să modifici chestia asta. Na, bă, hai că încheie episodul, deja filmăm de 20 de minute, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!